foarte multă zăpadă afară și foarte frig. Și am o suspiciune că bateria de la mașină este pe final, este pe ducă. Așa că o să încerc să-i activez, să văd voltajul bateriei pe bordul mașinii. Pentru asta va trebui să punem cheia în contact. Punem contactul. Fără să pornim mașina, dar punem contactul. Iată că ne arată că este destul de frig afară. Și după cum vedeți, ora este nesetată. Chiar dacă o seteze, o să-și piardă memoria, o să reseteze. Ok, pentru a pune voltajul pe ecran, mai întâi trebuie să ținem apăsat acest butonaj. Îl ținem apăsat până când pe ecran va apărea seria mașinii. De fapt, ultimele 7 cifre, care de fapt sunt 6 cifre, 2, 4, 6 cifre și o literă. E important să ținem minte aceste ultime 6 cifre pentru că va trebui să le însumăm, iar 09781, deci 34, va fi codul în care vom accesa setarea care ne va permite să punem voltajul bateriei pe ecran. Apoi, apăsăm din nou acest buton și acum apăsăm până la 19. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Lock on, o să apare cod și când apare cod, repede băgăm codul și anume 34. Sumele însumate. Trebuie să apăsăm repede când apare cod pentru că dispare. Și acum apăsăm repede până la 9 și iată voltajul. 11,2 este voltajul. Este cam jos. Ar trebui să fie 12,5 ar trebui să fie voltajul. 11,2 este destul de jos, ceea ce înseamnă că în curând bateria va muri. Pornim mașina și ar trebui să avem în jur de 14,5 pentru că va intra alternatorul în funcție. Da, și iată, sunt 14,5V, ceea ce înseamnă că alternatorul își face treaba. De asemenea, am observat că decivrarea la lunetă funcționează când și când. Și sunt simptomele că bateria e pe ducă. Deci, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine, pe curând!